Bună seara și bine ați venit la seminarul din această seară. Avem o prezentare dinamică. Avem două versiuni dinamice ale unui grup de suflători. Imaginați-vă glorioasa zi a revenirii Domnului Iisus Hristos, pe care încearcă prin armonii muzicale grupul de suflători să vi-l prezinte. Minunat! Într-adevăr, minunat! Este privilegiul meu deosebit în seara aceasta să mulțumesc formației de suflători. E un privilegiu să vă prezint 39 de bărbați și femei, fără de care acest moment mondial ar fi cu adevărat imposibil. Datorită abilităților profesionale pe 6 continente, peste 100 de națiuni pot să recepționeze mesajul Evangheliei într-un mod inteligibil. Ne-am adunat în fața dumneavoastră ca să exprimăm pentru ei profunda noastră gratitudine de a face seminarul acesta accesibil tuturor. Într-adevăr, este o misiune foarte dificilă. Înțeleg acum dificultatea ei, deoarece stau în fața dumneavoastră la microfon.
surprins de faptul că uneori dificultățile limbii engleze ies în evidență, mai ales în asemenea împrejurări. O să vedem curând și numele țării noastre și probabil tipul reprezentantului ei, de fratele Adrian Bocanean. Cred că dânsul e cu un cap deasupra tuturor. A trecut Biro, cel care traduce pentru frații maghiari, Ernie și e în cabina alăturată, suplinind traducerea în perioada în care lipsește Iană și Marcea Biro. Acum, undeva după așa, România cu fratele Bocanean. Un salut călduros deci de aici și de la Andrews University pentru toți frații și surorile, pentru toți prietenii din România care cu răsuflarea întregă, iată, la ora aceasta urmăresc desfășurarea meciului. Iată și pe sora și fratele Brad Thorpe, familiar pentru noi, deoarece au vizitat ades România. Iată, în toate locurile din lume am fost prezenți și suntem prezenți. Doamnelor și domnilor, vreau să prezint doi oameni deosebiți și o echipă, soț și soție, care au făcut posibil pentru prima dată în istorie ca în 39 de limbi, de-a lungul a 6 continente, solia Evangheliei să ajungă la ei și la dumneavoastră, desigur. Where did these people come from? 39. And by the way, I kept looking for Australia. Where aren't they? Aren't they part of this? Somebody asked me why Canada was. Cineva m-a întrebat de ce Canada. Probabil că e mai sus. Fratele Bocaneanu a venit, așa că îi predau microfonul pentru a continua traducerea pentru noastră. Salutări tuturor. Mulțumesc, frate Danci. Așa. Îți spune câte ceva despre unii dintre traducători din Zimbabwe. Sunt doi traducători, doi frați care traduc în limbi diferite. Sunt și două cupluri care traduc și sunt și trei surori care traduc în seara aceasta. Lucrul acesta se întâmplă seară de seară. Dar, practic, spune-ne cum ajunge de aici, din Michigan, în lumea întreagă. Semnalul pleacă și spre apus și spre răsărit. Semnalul pleacă propriu-zis de 12 ori, sunt 8 transmisii separate ale fiecărui program, ca să înconjoare întreaga lume, din America de Nord în Europa, din Europa în Africa și în Asia, în India. De asemenea, de aici pleacă spre California, la Napa și de acolo în Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Din cauza aceasta, familia Thorpe este aproape tot timpul în timpul serviciului, pentru că telefoanele sună tot timpul. Să le spunem, să le arătăm mulțumirea noastră pentru că au făcut posibilă transmisia aceasta în lumea întreagă, în atâtea limbi. Acum avem privilegiul ca să ascultăm melodia O când îl vom vedea pe Iisus, dar de data aceasta va fi interpretată de către corul Universității Andrews.
Vreau să vă spun unul dintre privilegiile să fiu pastorul acestei biserici pentru 15 ani a fost să ascult o asemenea muzică. Săptămână după săptămână sunt așa de mândru de muzicienii, tineri și în vârstă care sunt aici la Andrews University. Este un privilegiu ca să fiu în echipa lor. Îmi dau seama că sute de mii de oameni se vor afla pentru prima dată într-un sabat. În țara noastră, sabatul a fost deja. Dar va fi sau a fost ceva extraordinar. Corul Universității participă la acest sabat de la doctor, de la orgă, doctorul Kenneth Logan. El a scris aranjamentul melodiei pe care au cântat-o alămurile la început în această seară. Sabatul este ziua în care sărbătorim pe Creatorul nostru. Subiectul primei predici este despre viața de familie, despre prințul Charles și prințesa Diana, secretele unei căsnicii adevărate. Vom descoperi în Sfânta Scriptură principii solide, principii moderne, care să facă viața noastră de familie o reușită. Următorul subiect va fi despre soarta viitoare, despre iad, dacă Dumnezeu este așa de bun, cum poate să existe un iad așa de rău. Întrebarea despre iad, nu cumva unii dintre noi am fost înșelați cu privire la acest subiect, vom face împreună un studiu fascinant. În dimineața aceasta l-am ascultat pe un tânăr care a făcut niște înregistrări și ne așteaptă muzică extraordinară, indiferent unde sunteți în lumea întreagă. Subiectul din seara aceasta, legenda din Samara și adevărul despre moarte, este gata să înceapă, să ne rugăm împreună. Scumpe Tată, acum ne oprim pentru câteva clipe înainte de a deschide cuvântul Tău. Dorim din toată inima ca Tu să fii prezent prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să ne vorbești și acest adevăr să fie cât se poate de clar, în așa fel încât să descoperim o imagine atrăgătoare a lui Iisus. Îți mulțumim în numele Său. Amin. Vă e frică de moarte? Da? Vă e frică de acel moment inevitabil, de nescăpat, în care ne vom întâlni cu moartea? Cine poate să uite legenda din Samara? În străvechiul Bagdad, un negustor avea un slujitor care a venit la el îngrozit, înspăimântat. Stăpâne, am fost la piață și am fost înspăimântat de o femeie. Când m-am întors și am văzut, era moartea care îmi făcea un semn. S-a uitat la mine și mi-a făcut un gest amenințător. O, stăpâne, dă-mi calul, vreau să fug în Samara, să mă ascund acolo, să nu mă găsească moartea. Și stăpânul s-a lăsat mișcat de frică. Slujitorului i-a dat calul său și a fugit într-un nor de praf. Și mai târziu, negustorul a ieșit în piață și s-a întâlnit cu moartea și l-a întrebat, de ce l-ai înspăimântat pe slujitorul meu azi dimineață? De ce ai făcut gestul acela amenințător? A spus moartea, nu i-am făcut niciun gest amenințător, doar am fost surprinsă. Am fost surprinsă să-l văd aici, în Bagdad, pentru că eu aveam o întâlnire cu el în seara aceasta în Samara. Putem să fugim? Putem să ne ascundem? N-are niciun rost să fugim. Îmi aduc aminte de acel mare poem scris de Alan Seeger,
de 28 de ani, a pierit într-o bătălie. Titlul poemului este Am o întâlnire, am un poem cu moartea. Hai să-l citim. Am un randevu cu moartea, pe vreo baricadă răvnită, când primăvara sosește cu umbră și șoapte și florile de măr se simt peste tot în aer. Am un randevu cu moartea, când primăvara aduce înapoi zilele albastre și luminoase. S-ar putea ca ea să mă ia de mână și să mă ducă în țara ei întunecoasă, să-mi închidă ochii și să-mi stingă suflarea. S-ar putea să mă ducă într-un loc liniștit. Am un randevu cu moartea, pe vreo coastă temută, vreo înălțim pentru care ne batem, când primăvara se întoarce la anul acesta și când răsar primele flori în poiană. Dumnezeu știe mai bine dacă era să fiu îngropat în mătase și parfum, când iubirea freamătă și în somnul fericit, puls lângă puls, suflare lângă suflare și trezirile cu degetul la gură sunt așa de dragi. Dar eu am un randevu cu moartea, mi este noapte într-un oraș incendiat. Când primăvara urcă iarăși spre nord în anul acesta și eu mă țin de cuvânt atunci când mi l-am dat. Nu voi lipsi la acest randevu. Toți avem un randevu cu moartea. Dar ce ne spune această carte despre moarte? Ce ne spune ca să ne liniștească temerile, să aducă pace în inimă? Vă invit să mergem împreună la Iisus. Putem să-L privim pe Dumnezeu în inimă și ce vom afla ne va ajuta să privim și moartea în față. Deschideți, vă rog, Biblia la Ioan, capitolul 11, pagina 1040. Ioan 11, pagina 1040. Era o zi de iarnă, apele reci din zăpezile Hermonului coborau în râul Iordan și dincolo de munte, lumina soarelui tivea înălțimile cu lumină, aducând maestate acelei dimineți, dar adevărata maestate stătea în acea dimineață a unei noi zile. Oameni în jurul lui, tot felul de oameni, de toate mărimile, de toate formele, de toate culorile și toate vârstele, adunându-se în jurul acestui vindecător vagabond, în jurul acestui învățător și predicator. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Și el vorbea istorisiri despre Dumnezeu, ceva ce ei n-au zis niciodată, istorisiri despre un tată iubitor, un prieten atent, cineva pe care atunci când îl vedeai, simțeai că trebuie să te aduci să-l îmbrățișezi, să simți căldura și iubirea lui. Dar deodată, liniștea dimineții este tulburată de o mișcare, de un zgomot. Un călăreț ajunge și strigă, hei! Călărețul are de adus o veste. Care era vestea aceasta? Să începem cu versetul 1 din capitolul 11. Iată solia, un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Este locul despre care îi se vorbesc la câțiva kilometri de Ierusalim, este Betania. Aceasta era familia prietenilor lui Iisus. Ceva groaznic se întâmplase, o boală mortală se strecurase în viața acestui om, dar niciun motiv de îngrijorare. Iisus era prietenul lui, nu îi se putea întâmpla nimic. Dar rețineți, vă rog, aceste două, trei cuvinte. Acela pe care îl iubești este bolnav. Rețineți, și cei pe care Iisus îi iubește se îmbolnăvesc, și cei pe care Iisus îi iubește mor. Atât de mulți oameni sunt tulburați și sunt îngroziți de moarte. Atât de mulți oameni pierd și ne-am așteptat ca Dumnezeu să pună în jurul copiilor săi o pavăză și nimic să nu-i atingă, nici gloanțele, nici microbi, nici germeni, nici nimic. Dar nu se întâmplă așa, nu se întâmplă așa. Și prietenii lui Iisus sunt prinși în același ciclu al vieții și al morții. Cel pe care îl iubești este bolnav și prietenii lui Iisus se îmbolnăvesc și prietenii lui Iisus mor.
Nu e deloc de mirare că într-o audiență atât de mult, atât de largă cum avem în seara aceasta, să fie persoane care tocmai au aflat că medicii nu mai au ce să facă pentru ei. Sunt atâția printre voi care așteaptă momentul morții. În seara aceasta priviți în fața lui Isus. Acolo este o mărturie de pace incredibilă și de încurajare pentru tine. Nu este puțin de mirare acest prieten al lui Isus, acel sol a strigat solia lui urgentă. Și ce face Isus? Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul acela. Vă dați seama, în timpul acesta, Lazar murea. Este așa de greu, e așa de greu să înțelegem că căile lui Dumnezeu nu seamănă cu căile oamenilor. Dar cum să-l convingi? Știu ce am nevoie. Familia mea are nevoie de tine. Vino acum. Și nu se întâmplă. De ce? De câte ori am plâns? Am plâns până am udat perna în mijlocul nopții și am murmurat întrebarea. De ce? I-am cerut și nu mă ascultă, nu-mi răspunde. Să vă citesc ceva. Un autor a exprimat atât de pătrunzător. Iată, Dumnezeu nu conduce niciodată pe copiii săi altfel decât ei înșiși ar alege să fie conduși, dacă ar putea să vadă sfârșitul de la început și dacă ar înțelege slava scopului pe care ei îl împlinesc. Prietenul meu, poate că și acum treci prin acea cărare întunecată a vieții tale. Dar ascultă, în aceeași carte, puțin mai departe, toți cei care se întind ca să simtă mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu, momentul celei mai mari descurajări este momentul în care ajutorul divin este cel mai aproape. Ei vor privi înapoi cu mulțumire spre porțiunea cea mai întunecoasă a căilor. Așa a fost când în acea după-amiază profuită, Dumnezeu făcut trup, a ajuns în sfârșit în satul numit Betania, dar era cu 4 zile prea târziu. Să citim mai departe versetul 17. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a ajuns Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Nu contează că va fi în mormântarea voastră sau că va fi în mormântarea mea. La orice înmormântare, oamenii plâng, sunt lacrimi, este jale. Nici nu putem să facem altceva. Lacrimile sunt singura expresie naturală a durerii la moartea cuiva. Am predicat la înmormântări de nou-născuți, de prunci, de adolescenți, de bărbați tineri, bărbați și femei, bătrâni, bunici, bunice, nu contează. La orice vârstă, moartea ne fură pe cei dragi și lasă inima noastră goală. Și Marta vine cu suferință în sufletul ei. Iese la marginea satului ca să-l întâmpine. El este cel pe care ea îl primise de multe ori și îl întreținuse ca pe cel mai de seamă măsafir în casa lor. Ea-i trimisese un mesaj și el nu răspunsese, cel puțin nu răspunsese la timp. În cele din urmă, Marta explodează. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. De câte ori exact aceleași cuvinte le spunem și noi, Doamne, unde ești Tu? Dacă ai fi fost aici, soțul meu n-ar fi murit, sau soția, sau părinții, sau copiii n-ar fi murit. De ce n-ai fost aici? Dacă ai fi fost aici, unde ești atunci când am nevoie de Tine? Și Marta nu este altfel și noi nu suntem diferiți de ea. Ne gândim
la strigătele tulburate de Marte ale acestei planete întregi. Ce ai fi spus? Iată, Iisus vorbește, versetul 25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? A întrebat-o pe... Ce mă întreb dacă cred? Lazar e mort de 4 zile, ce mai mă întrebe acum dacă cred? Dar vedeți, pentru anumite motive, omul acesta, ca să spunem așa, nu e mort pentru Iisus. Iată cum descrisese Iisus ceea ce s-a întâmplat pentru ucenicii săi. Să ne întoarcem la versetul 7. În urmă, a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeia. Versetul 11, după aceste vorbe, le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, ar trebui să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Vedeți, ucenicii nu înțelesuseră. Deci ne-ai spus că moare și acum ne spui că doarme și acum ne spui că a murit. Atunci lasă-l. Dar Iisus le spusese, da, versetul 14, Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Vreau ca să mă ascultați cu atenție, prietenii mei. Vă rog să nu înțelegeți greșit ceea ce vreau să spun. Sunt în jurul nostru foarte mulți oameni care nu înțeleg adevărul pe care Iisus tocmai l-a spus în cea mai mare parte a lumii. Și într-o bună parte a creștinătății este o credință că atunci când mori, nu mori, ci că mergi în altă parte, mergi în cer, mergi în iad, mergi în purgatoriu, mergi în nirvana, treci prin vreo reîncarnare, te duci undeva, dar știți ceva? Să mori? De aceea este extraordinar de important ca să ascultăm cu atenție ce spune Iisus. Acesta este un adevăr care a fost uitat secole în șir, și anume că atunci când mori, nu mergi la cer, nu mergi la iad, mergi la culcare. Stai puțin, am crezut că sufletul omenesc este nemuritor, nu-i așa? Uite, aș vrea să înțelegem. De 70 de ori, de 1700 de ori, cuvântul suflet și duh este folosit în Biblie și nici o singură dată nu conține conotația de nemuritor. Să mergem să vedem câteva dintre aceste texte. Să mergem la Ezechiel 18:4. Am mai citit din Ezechiel, dar acum Ezechiel 18:4, pagina 819. Un verset care clarifică această confuzie cu privire la ce se întâmplă cu cel care moare. Versetul 4. Iată, toate sufletele sunt ale mele și sufletul Tatălui și sufletul Fiului. Dar acum citiți ultimul rând. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. De aceea, este imposibil ca sufletul să fie o entitate nemuritoare. Nu există suflet nemuritor. Să mergem repede în Noul Testament. 1 Timotei 6:16, pagina 1168. 1 Timotei. Iată, e cât se poate declar. 1 Timotei 6:16. Și acum împăratului împăraților și domnul domnilor, împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Cine este nemuritor? Dumnezeu. Acesta a fost 1:17. Scuzați-mă, să citim 6:16. Iată aceeași idee.
Împăratul împăraților, Domnul domnilor, singurul care are nemurirea și care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care nici Domnul l-a văzut și nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Vedeți, potrivit Bibliei, este o singură ființă în univers care are nemurirea. Cine, potrivit Bibliei, este singurul care are nemurirea? Numai Dumnezeu. Ezechiel are cu totul dreptate. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Trebuie să moară. Nu are o entitate nemuritoare. Iată. Să încercăm să examinăm compoziția sufletului omenesc. Să mergem pentru aceasta la raportul creațiunii. E foarte ușor, Geneza, capitolul 2, pagina 2. Vreau să vă împărtășesc o reclamă pe care am văzut-o într-o revistă. Este greu de tradus. Vedeți, știți ce scrie aici? Știința n-a dovedit niciodată existența sufletului omenesc. Eu știam lucrul acesta, dar ei spuneau, dar noi l-am făcut să meargă cu 33,3 rotații pe minut. Ce-o fi vorba aici? Era o placă veche de pick-up. Acum noi avem doar CD-uri și casete, dar pe vremea aceea erau casete, erau discuri. Aceasta era viteza în standard, 33 de rotații pe minut. Și că mi-am dat seama că reclama aceasta nu era pentru suflet, în engleză soul, ci pentru muzica soul, un gen muzical. Biblia totuși ne vorbește foarte clar despre sufletul omenesc. Geneza 2:7. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în sor suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Cuvântul pentru ființă este cuvântul pentru suflet, același cuvânt. Să ne imaginăm că vreau să fac o cutie și îmi dați scânduri, cuie și un ciocan. Vă place cum a fost realizată animația aceasta? Aș vrea într-o zi să vă prezint echipa noastră de efecte cinematografice. De unde vine cutia aceasta? N-a existat înainte ca să pun la oaltă cuiele și scândurile. Tot orice tâmplar știe, scânduri plus cuie înseamnă cutie, da? Dacă n-ați învățat până acum, ați învățat la seminarul în pragul unui mileniu. Dar vreau ca să desfac cutia. Scot cuiele, scândurile se destramă, se desfac și acum spuneți-mi, vă rog, unde s-a dus cutia? Unde? Cutia s-a dus într-un colț al camerei și așteaptă vreun moment ca să se întoarcă. Este într-o țară a cutiilor fără trup și așteaptă acolo? Nu. Răspunsul este atât de simplu. Cutia a încetat să existe. Din ce este formată o ființă umană vie sau un suflet viu? Țărâna pământului plus suflarea de viață înseamnă sufletul viu. Dacă separăm din nou trupul de suflarea de viață, ce se întâmplă? Unde se duce sufletul? Se duce undeva? Nu, la fel ca și cutia, pur și simplu încetează să existe. Este exact ceea ce ne spune Eclesiastul. Iată cum vorbește Solomon despre moarte. Eclesiast 12:7, pagina 677. Deci Geneza 2 vorbește despre creațiunea, crearea omului, iar acum Eclesiast 12:7 vorbește despre încheierea vieții, încetarea vieții. Eclesiast 12:7, pagina 677. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, ci până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu, care le-a dat, ai văzut, iată, aici este entitatea aceea inteligentă, vezi că se duce la Dumnezeu care le-a dat? Nu, nu. Cuvântul ebraic pentru Duh
este ruah, este același cuvânt care însemnează suflare sau vânt sau duh, e același cuvânt. Să deschidem în Iov 27:3, e cartea de dinainte de psalm. Iov 27:3, pagina 540, e același cuvânt, același ruah în ebraică. Atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, e același cuvânt. Atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele. Să gândim despre ce vorbește Iov. Vorbește Iov despre entitate specială care intră pe nările noastre. Nu. Atunci, de fiecare dată când ne-am suflat nasul, ne-am suflat creierul afară, da? Nu, nu. Iov vorbește despre un cuvânt, același cuvânt ca și în Geneza. Știți cum să spuneți, dai ultima suflare. Aceasta este puterea de viață. Suflarea de viață se întoarce la Dumnezeu. Este reversul creației. Moartea este procesul invers al creației. Deci, dar unde sunt părinții mei, bunicii mei, unde e copilul meu? Ce a spus Iisus despre Lazar? Ce a spus? Lazar doarme. Pentru autorul vieții, moartea nu este decât un somn inconștient. Și Scriptura confirmă iar și iar veracitatea lucrurilor pe care Iisus le-a spus, așa cum le citim în Ioan. Iată alte câteva texte, în foc rapid, Eclesiast 9, 5 și 6. Rapid fire succession. Pagina 675, 9 cu 5. Cei vii în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirile se uită, și dragostea lor, și ora lor, și pisma lor, de mult au și pierit și nu vor mai avea parte niciodată de tot ce se face sub soare. Acum Psalmul 146 cu 4, pagina 637. Psalmul 146 cu 4. Este extraordinar, declară atunci când permitem Bibliei să ne tâlcuiască ea singură ce are să ne spună. Biblia se tâlcuiește singură, ori de câte ori facem, înțelegem corect. Psalmul 146 cu 4, pagina 637. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceia zile pierd și planurile lor. Încă un text, Psalmul 115 cu 17, pagina 622. Iată, nu morții laudă pe Domnul, nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii. Care este ideea Bibliei, dragii mei? Moartea este un somn inconștient. Ființa omenească, pur și simplu, își încetează existența. Nu este nici mânie, nici bucurie, nici amărăciune, nici extaz, nici nimic. Ființa omenească încetează să existe. Dar stai puțin, nu se poate. Eu am crezut că cei dragi ai mei sunt cu Dumnezeu în ceruri. Ce spui tu acum? Dar iată, Biblia răspunde și acestei întrebări. Iată, David, unul dintre cei mai mari eroi ai Vechiului Testament. Iată ce s-a întâmplat cu David la moarte. Este în predica, marea predică de la cinzecime a lui Petru, Fapte 2, 29 și 34. El era un prieten al lui Dumnezeu, nu este așa? Când a murit, a mers la cer, la Dumnezeu. Versetul 29. Pagina 1057. Cât despre patriarhul David, sunt fi îngăduit fraților să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Și versetul 34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci ce spune Petru aici? Că cei care au murit nu s-au suit la ceruri, ci sunt aici, dorm în mormintele lor.
Stai puțin! Și asta înseamnă că ei vor rămâne pentru totdeauna, totdeauna în morment? Oh, nu! Avem învierea! Avem învierea! Avem dimineața învierii! Iată, să ne întoarcem la Ioan 11. Sfârșitul acestei istorii. A dormit Lazar de atunci pentru totdeauna. Iată ce se întâmplă când se apropie dătătorul vieții de unul dintre prietenii săi. Iată să citim din nou cuvintele lui Iisus din versetul 25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și acum citiți mai departe de la versetul 38. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezat o piatră. Dați piatră la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Vă dați seama ce cadavru în putrefacție. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna m-ai ascult, dar vorbesc altfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, megafone, glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioare legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată într-un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă! Eu sunt învierea și viața! Acest lucru se va întâmpla din nou cu Iisus. Neapărat trebuie să citim din cauza aceasta. Niciodată nu trebuie să vă fie frică de moarte. Să citim în 1 Corinteni 15. Ce mult aș vrea să citiți cu ochii voștri aceste versete. Un context extraordinar. Nu, să citim în 1 Tesaloniceni mai întâi. În 1 Tesaloniceni 4, pagina 1160, aș putea spune că aceasta este singura predică de înmormântare din Noul Testament. Este rezumatul unei predici de înmormântare. 1 Tesaloniceni 4 cu 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și la sfârșit, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte și între mângâieri, adevărul. Între mângâieri, adevărul. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Totdeauna cu Domnul. Știți ceva, dragii mei? Dacă de fapt, dacă cineva moare și merge direct la cer, acesta ar fi fost locul perfect ca Iisus să ne anunțe, ca Petru, Pavel să ne anunțe lucrul acesta. Dar Pavel vorbește despre învierea în acea mare dimineață a învierii. Pentru cei morți nici nu contează că somnul morții durează 1000 de ani sau câteva minute, o clipă și atât tot, și deschizi ochii și vezi slava Dătătorului vieții care vine pe norii cerului. Acest mesaj are Pavel de dat celor care plâng pe cei morți ai lor. Iisus se va întoarce pentru aceștia. Iisus nu i-a uitat pe cei ce mor. Atunci se va dărui nemurirea prietenilor din totdeauna ai lui Dumnezeu. Hai să mai citim câteva versete. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51 la 53, pagina 1126. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși potrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus neputrezirii să se îmbrace în nepotrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Dragii mei, atunci ni se va dărui nemurirea.
Atunci de ce ar mai avea Dumnezeu o înviere dacă la moarte toți cei iubiți ai Lui ar fi luați la cer? Dacă sufletul ar fi nemuritor, de ce ar mai exista o înviere? De ce să mai avem o înviere dacă suntem deja acolo? Dar Iisus a spus, Lazar nu este în ceruri, nici în iad, ci doarme. Iisus a spus, eu sunt învierea și viața. Dar de unde vine ideea aceasta? Trebuie să mulțumim mai întâi filozofului grec Platon. Ideea este platonică, că materia este rea, spiritul, sufletul este bun. Materia rămâne aici, sufletul pleacă la cer, la Dumnezeu. Dar conceptul acesta trebuie dus mult mai departe înapoi, până la acea primă minciună pe care Satana i-a spus-o Evei. Minciuna a fost spusă mai întâi de Lucifer și de atunci a fost mereu reformulată și răspusă în miliarde și miliarde de feluri și de locuri. Geneza, capitolul 3, să atingem exact momentul care ne interesează. Atunci șarpele a spus femeii, nu veți muri, cu siguranță nu veți muri. Dar ce s-a întâmplat? Ea a murit și Adam a murit și miliarde și miliarde de oameni au murit de atunci până astăzi. Așa că prindeți ideea, ca să-și acopere prima lui minciună, ce face acum Satana? Stai puțin, sigur, mor, dar când mori, nu mori. Când mori, te duci undeva, te duci în... Deci nu credeți ce a spus Dumnezeu când a scris că sufletul care moare, care păcătuiește, va muri. Dar iată, vine Iisus, autorul vieții, ce spune, Lazar doarme, dar eu pot să-l trezesc. Așteptați puțin. Dar are Iisus dreptul să pretindă așa ceva? Vreau să vă povestesc despre ceva ce am văzut în India. Am avut privilegiul să călătoresc de două ori în India și am vizitat o fermă de șerpi. Nu știu dacă ați văzut așa ceva. Era o grotă uriașă, plină cu niște ulcioare mari de lot și cu capace. Și acolo intră cineva, dă un capac la o parte și bagă un baston cu vârful de metal și atinge și șarpele începe să iasă, șuierând. Și îl ia șarpele și îl așează pe o masă. Și îi face un semn și pe urmă odată îl prinde de gât și îl strânge atât de tare că gura, maxilarele, se deschid larg. Și atunci ia un capac și îl pune între un borcan între dinții șarpelui și începe veninul, picătură cu picătură, să curgă. De ce au nevoie de veninul șarpilor? Ca să facă un vaccin sau un medicament împotriva veninului șarpelui. Așa a făcut Iisus. L-a prins pe Satana. I-a scos veninul, a subt veninul acesta. Iată cum spune Pavel. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Iisus, prin moartea lui, a înfrânt pe șarpele ce mare. De atunci, moartea nu însemnează mai mult decât un somn, dar Iisus a sfârmat împărăția lui Satan și El ne poate chema înapoi la viață oricând dorește El. Aleluia! Ce veste extraordinară! De aceea, moartea lui Iisus nu este... Moartea pentru Iisus este nimic altceva decât un somn fără vise. E ca și când vii acasă istovit, obosit, pui capul pe pernă și într-o clipă ai adormit. Și
Nici nu știi cât a trecut timpul și odată sună ceasul deșteptător, bi, te-ai trezit. Spunem că deodată am dormit ca mort. Exact așa este. Închizi ochii, bum! Și ultimul, următorul lucru pe care îl știi, se aude trâmbița lui Iisus. Iisus vine ca să ia pe prietenii săi. De aceea nu trebuie să-ți fie frică de moarte în seara aceasta. Niciodată. Dacă cineva vrea să te înspăimânte, este doar un mit. Dar satana este mort, este terminat. Vreau să prindeți foarte clar ce am de spus în seara aceasta. Vreau să vă spun foarte clar că învățătura Bibliei pe care tocmai am examinat-o, învățătura despre moarte, este de fapt singura filozofie corectă despre moarte, singura filozofie despre viață și moarte care este compatibilă cu adevărul despre Dumnezeu. Acest Dumnezeu nu este un Dumnezeu de care să-ți fie frică, ci este un Dumnezeu care în fiecare acțiune a Lui își manifestă dragostea. Știți ce vreau să spun? Singura manieră compatibilă cu adevărul despre caracterul lui Dumnezeu este aceasta, că atunci când un copil iubit al său moare, el îl așează în patul lui de țărână, îl așează să doarmă. Nimeni nu se duce nicăieri. Toți cad într-un somn. Nici nu aleargă spre cer, nici spre iad, nici în purgatoriu. Dacă cei scumpi ai noștri acum ar fi în ceruri, n-ar fi cerul acela un iad pentru ei când ar vedea pe noi cum abia ne chinuim să supraviețuim aici? Cum ar trăi acolo o mamă să vadă pe copiii ei lăsați singuri aici și se chinuie să trăiască și încearcă să ajungă la ei? Ar fi cerul vreodată cer? Sau cum ar fi cerul pentru cei care sunt acolo și cei dragi ai lor sunt în iad și ei știu lucrul acesta? Există un singur adevăr despre moarte care să fie în armonie cu ideea de Dumnezeu iubitor. Și acesta este exact adevărul pe care vi l-am descris. Iisus are cu totul dreptate. Atunci când mori, nu te duci nicăieri, ci te duci la culcare. Exact de aceea, nimeni în seara aceasta nu trebuie să fie înspăimântat de moarte. Voi mori într-o zi? Da, voi mori. O să vărsească câteva lacrimi, dar nu prea mult. Voi mori. Nu mi-e frică de moarte. Nu mi-e frică deloc. Pentru că vreau acum să citim următorul text. 1 Ioan 5:12, pagina 1202. Cine are pe Fiul are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viață. Atunci când îl aveți pe Iisus, aveți totul. Satan vrea să ne convingă. Ei, trebuie să-ți fie frică, nu-ți trebuie Dumnezeu. Ba da, ai nevoie de Dumnezeu. Atunci când îl ai pe Iisus, ai viață. Trăim într-o lume a morții, dar avem viață. De aceea îmi place atât de mult acel verset din Apocalipsa 3:20. Nu este extraordinar? Ce imagine a lui Iisus, pagina 1208. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vedeți, poate că ați parcurs toată viața voastră până acum fără Dumnezeu sau cu o religie de formă, dar iată acum Iisus bate, chiar acum Iisus bate la ușa inimii tale. Toate lucrurile pentru la care ai sperat, toate nădejdile tale se pot împlini doar dacă deschizi ușa și mă inviți înăuntru, încerc să fiu răscumpărătorul meu și eu voi intra dacă mă inviți. Nu este așa că e așa de normal ca să-l invităm. Cred că este cea mai inteligentă decizie pe care cineva ar putea să o ia. Am să vă povestesc la încheiere o istorie pe care am citit-o în frumoasa carte a lui Brennan Manning, Leul și Mielul. El vorbește despre un om care era pe moarte. Preotul l-a vizitat și a observat lângă patul lui un scaun gol și l-a întrebat, ce este, te vizitează cineva? Nu, a spus omul, uite,
l-am așezat pe scaunul acela pe Iisus și vorbesc cu el. An de zile a continuat el să explice, era foarte greu să mă rog, până când un prieten mi-a explicat că rugăciunea e ca și când ai vorbi unui prieten, Iisus. Și el mi-a spus să pun un scaun în fața mea, să-mi imaginez pe Iisus acolo, ca să-i pot vorbi și să ascult la ce el îmi spune. Și de atunci mi-a fost foarte ușor să mă rog. După câteva zile, fiica acelui om a venit să spună preotului că omul murise. Și ea a spus, n-am fost în casă când el a murit. L-am lăsat singur pe câteva ceasuri, se simțea bine. Și când m-am întors, ceva ciudat, capul lui nu era pe perna lui. Capul lui stătea pe acel scaun gol de lângă patul lui. Oricine are pe Fiul are viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Nimeni în seara aceasta nu trebuie să se ducă acasă cu frică de moarte, pentru că îl avem pe Iisus și când îl avem pe Iisus, avem viață care este veșnică. Și vă spun, amin. Să ne rugăm. O, Dumnezeule, acesta este adevărul. În Iisus, Tu ai dat neamului omenesc darul vieții pentru veșnicie. Cine are pe Fiul, cine are pe Fiul, are viața. Scumpe Tată, acum fiecare cap este plecat în rugăciune. Te rog pentru fiecare dintre noi, nimeni să nu se ducă în seara aceasta cu frică de moarte. Este un dușman înfrânt. Iisus este prietenul nostru pentru veșnicie. El este viața și învierea în viața noastră. Fie ca această veste bună să izbucnească în viața noastră, aducând pace și bucurie și credință. Te-am rugat în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să meargă cu voi cu toți. Să aveți o noapte bună. Peste câteva clipe, satelitul va tăia emisiunea și am să invit pe coordonatorii locali ca să vă explice unde va fi întâlnirea următoare. Spiritul lui Hristos să meargă cu voi. Mergeți în siguranță. Ne vom revedea mâine seară. Noapte bună!